Asta în vreme ce Argentina se luptă cu urmările invaziei de lăcuste care decimează recoltele de porumb. Țara numărul 3, la nivel mondial exportatoare de porumb, a redus milioane de tone din proiecțiile sale de recoltă pentru anul în curs. Insectele par a fi în plus purtătoare de o boală rară care afectează știuleții. Fermierii se tem că astfel de infestări ar putea deveni regulate, mai ales că în ultimii ani înghețurile au cam lipsit. Acestea ar fi stopat răspândirea insectei, iar previziunile pentru o iarnă caldă persistă, specifică meteorologii. Unii fermieri spun că vor semăna mai puțin porumb pentru sezonul viitor, în favoarea altor culturi, precum soia. Culturile australiene suferă și ele de secetă, iar guvernul tocmai ce a decis finanțarea fermierilor afectați de vremea extremă cu o jumătate de miliard de dolari australieni. Australia nu așteaptă precipitații, iar însămânțarea grâului este deja iminentă. Cum va arăta tabloul global? Nu știm, însă ridicăm stegulețul și în dreptul Australiei. În concluzie, vremea a schimbat optica fondurilor asupra poziției lor în bursele nord-americane și europene și vom vedea cum lucrurile încep să capete în săptămânile următoare un alt contur. Urmează o vară lungă și fierbinte pentru agricultura de pe mapa mondială.